Hai noroc, oameni buni, astăzi vreau să dau startul unei noi serii denumită Duo Lane-ul Zilei, în care practic voi prezenta combo-uri de eroi cu mare potențial de kill. Combo-urile pot fi mai mult sau mai puține convenționale și pot fi poziționate ori pe Easy Lane, ori pe Hard Lane. Easy Lane Radiant, Hard Lane Radiant, da? Respectiv Easy Lane Dire, Hard Lane Dire. Ok, voi începe cu un clasic, anume Crystal Maiden Juggernaut, foarte mare potențial de kill la level 2, trebuie să fiți ambii eroi. Crystal Maiden datorită primelor skill-uri, anume Crystal Nova, respectiv Frostbite, trebuie să băgați în astea, iar Juggernaut trebuie să bage una în Blade Fury și cealaltă chiar nu prea contează atunci când faceți combo-uri, pentru că right click-urile nu vor merge evident. Zicem că avem de-a face cu un Weaver, da? Care este solo hard lane. Aveți și centrul la dispoziție, până una alta Crystal Maiden mai trage cripte pe lane, nu știu ce, nu lasă lane-ul să fie pushed. Weaver este relativ aproape să vă mai facă harasa, având în vedere că sunteți și mele. Și el are Gemini Attack, sucuși la dispoziție. Să zicem că atunci Crystal Maiden și-a luat sentry-uri, vine repejor, pune sentry-ul, dă Frostbite. Și apoi imediat veniți voi cu prima abilitate, cu care puteți face până la 400 Magical Damage. Pentru că reziste 5 secunde, ori 80, 400 Magical Damage. Însă, versus Weaver, ce ați dori să faceți ca și Crystal Maiden? Ați dori să dați prima oară, să dăm un refresh pe asta. Prima oară ați dori să faceți să dați Crystal Nova, apoi dacă încearcă să scape atunci când dați spin-ul cu Juggernaut, băgați ăsta și nu mai scapă nicăieri. Hop, frumos. Okidoki then. Însă, la alți eroi, ați dori să începeți prima oară cu Frostbite-ul, să țineți pe loc și apoi, ca să încetiniți, vreți să dați Crystal Nova. De exemplu, haideți să facem versus Wisp. Trebuia să fac Create Hero Wisp Enemy. Deci încă avem de-a face cu un duo lane Ursa și Wisp, da? Și noi suntem Juggernaut, Crystal Maiden. Și au potențial mare de atac, dar de kill, dar și noi nu avem. Versus Wisp, pentru că are 0 armură. Dăm prima oară Frostbite-ul, când suntem relativ lângă sau vine Crystal Maiden din junglă. Frostbite, băgăm imediat asta. Și unde fuge Wisp? Ho-ho-ho. Mai dați și asta când vrea să fugă, după ce se duce stun-ul, să spunem, de la Frostbite. Și aveți skill-ul asigurat. Însă trebuie să fiți atenți la ursa dacă primește overcharge. Și cu a treia lui pasivă și cu a doua lui activă. Trebuie să fiți atenți la right click-ul să nu muriți în timp ce faceți acest Blade Fury. Bun, cred că ați înțeles ceva din acest prim vidcast al acestei serii. Dacă aveți sugestii, păreri, comentarii, puteți să le lăsați desigur în secțiunea de comentarii. Dacă vreți să vedeți și alte combo-uri, dacă aveți și alte secrete ce doriți să le împărtășiți, vă aștept. Și cu un like și cu un subscribe, avem și chiar și pagina de Facebook, puteți să dați și un like acolo. Pagina se află în descrierea videoului, iar cât despre această serie, la ce interval voi uploada, nu știu sigur, voi încerca să mă acopăr cât de multe posibil, însă nu va fi zilnic, chiar dacă se numește Duo Lane-ul Zilei. Ok, până data viitoare, toate cele bune, ciao!